domnule primar Sorin Vasilache, mă bucur că ne vedem după o lungă pauză în care eu n-am mai fost la primăria Băile Olănești. Există un specific al stațiunilor în general, ca din când în când, în momentele de vârf, să-și dubleze, să-și tripleze populația. Problema, din punct de vedere legislativ, a rămas nerezolvată. Primarii s-au plâns de-a lungul timpului că trebuie făcut ceva cu stațiunile, că ar trebui redirecționate fondurile din bugetul național. Da, așa, pe momentul ăsta de criză și cu populație triplată, stăm de vorbă la un prânz, așa, la amiază, într-o zi de marți. Vă mulțumesc mult că ați venit. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, sunt multe probleme care necesită rezolvarea în stațiunile balneare, în mod concret în Băile Olănești. Pot spune că prin ordonanța 114 s-au alocat sume pe anumite programe pentru dezvoltarea turismului în aceste localități. Am demarat un proiect, l-am depus la Comisia Națională pentru Strategie și Prognoză, s-a și aprobat, am încheiat contractul pe 18 octombrie, proiect ce vizează achiziționarea sondei cu apă geotermală, 1007 bis, sondă care a aparținut societății Foradex, acum este în proprietatea unei firme din Olt și în momentul de față întreprindem toate procedurile pentru achiziționarea acesteia. De 2-3 ani de zile facem acest lucru, am depus memorii către toate instituțiile centrale județene pentru obținerea de fonduri, dar în final am reușit prin acest program destinat, practic, cu prioritate stațiunilor balneare. Vorbim de suma frumoșică? De 3 milioane, aproximativ 3 milioane de euro. Sondă ce furnizează apă, ce furnizează pentru cele două piscine pe care le avem în parcul central, dar și posibilitatea de a furniza apă și agenților economici în funcție de solicitări. Dacă nu mă înșală memoria, domnule primar, sonda asta a aparținut statului român cu mulți zeci de ani în urmă. A fost construită practic prin anul 1993 de SC Foradex, unde statul avea majoritatea acțiunilor. Ulterior s-a produs... S-a privatizat ca tot în România, am vândut mai pe nimic, da, și acum trebuie să cumpărăm pe bani grei. De la stat a fost o concesiune. E foarte important că în momentul de față s-a obținut finanțarea și putem aduce un plus valoare localității prin asigurarea acestui serviciu. Achiziția în sine, cât ar mai dura? Am luat legătura cu o firmă de consultanță juridică pentru a fi în totalitate acoperiți de actul juridic. Am luat legătura de asemenea cu o societate care o punem în funcțiune, vom face predarea, primirea, dar și un proces verbal din care reiese funcționalitatea acestea. Nu să luăm un echipament care nu are funcționalitate. Și, bineînțeles, ulterior vom proceda la furnizarea apei în cele două piscine și către agenții economici. Cred că maxim 2 săptămâni de zile putem să finalizăm acest proiect, încheierea actelor și vom duce la bun sfârșit ceea ce am început în această direcție. Domnule primar, aflu cu bucurie că la nivel național toate cele 3 stațiuni vâlcene ocupă primele locuri. Practic, în anumite momente e imposibil să găsești un loc de cazare undeva, la un hotel sau la o pensiune. Strict despre Băile Olănești vreau să vă rog să-mi spuneți. Cum a fost anul 2019? A fost un an, pot spune, foarte bun. Numărul de turiști este în creștere.
sau cum a dus îmbunătățirii structurilor de cazare, dar și ceea ce înseamnă alimentație publică, tratament, agrement, divertisment. Toți sunt interesați să aducă plus valoare și turiștii vin cu drag. Au venit, există și posibilitatea aceasta cu voucherele de vacanță, mulți funcționari, mulți bugetari ajung în stațiune, numai în Oronești, dar în toată țara, se observă o creștere a numărului de turiști. Sunt biletele de tratament prin Casa Națională de Pensii, majoritatea unităților hoteliere au contracte în acest sens, dar și oferte pe care agenții economici le au și turiștii sunt încântați. Afluența cea mai mare e vara, domnule primar? Sigur, sigur. Câte zeci de mii de oameni deci au venit? Deci avem o capacitate de cazare de 5.000 de locuri și... 5.000 de locuri pe sezon? Nu pe sezon. La un moment dat. Stațiunea poate să ofere în acest moment 5.000 de locuri de cazare. Atât în structurile hoteliere, dar și pensiuni, sunt și case particulare care au întreprinderi individuale, asociații familiale, dar cu tot ceea ce presupune ca reglementare și autorizare. Și la intervale de 7 zile, de 16 zile la biletele de tratament, sunt sejuri de 16 zile, se schimbă acest segment de turiști. Ați avut curiozitatea să vedeți câți turiști au venit anul ăsta, până acum, până în octombrie, la finalul lunii octombrie? Nu am un număr exact, pot spune cam 35.000 de turiști au venit anul acesta, aproximativ. De două ori, de trei ori populația Olăneștiului? Noi avem 4.500 de locuitori și mare parte, ca toate localitățile din țară, sunt plecați. 800-1.000 de locuitori sunt cu familii, cu... Deci de vreo 10 ori, așa? Da, sunt... Nu întâmplător aduceam discuția, domnule primar, legată de statutul stațiunilor, pentru că știți că era o propunere mai veche a primarilor de stațiuni ca parte din redevența pe care o plătesc agenții economici care au spații de cazare și hoteliere, să revină primăriilor, tocmai pentru că primăriile au nevoie de fonduri foarte multe atunci când au afluența asta de turiști. Nu s-a întâmplat nimic nici din punct de vedere legislativ. Da, era o propunere, am tot susținut-o. Nu s-a întâmplat. Cine să o asculte. Dar susținem, avem hotărâri de Consiliu prin care acordăm niște facilități agenților economici care își deschid firma, au, bine, înțeles, la o anumită sumă, sunt scutiți de impozit parțial. Avem nevoie de structuri de cazare, de agenți economici care se implică permanent în modernizarea activității. Bugetul localității este compus în mare parte din impozitele acestora. Agenți economici, unitățile hoteliere, persoane juridice și îi susținem permanent, vin cu solicitări, cu propuneri, le luăm în seamă, discutăm în Consiliul Local. Să vă dau cam din bugetul nostru, cu cotele de falcare din impozitul pe venit, ajunge la vreo 45 de miliarde banii vechi, cam 25 reprezintă impozitul persoanelor juridice, unităților hoteliere.
celelalte cote de vacanță din impozitul pe venit și persoanele juridice. Spre deosebire de alte locuri, domnule primar, la Băile Olănești, și am constatat și la Călimănești, administrația publică locală lucrează cu agenții economici, cu turoperatorii, în ideea de a asigura turiștilor nu doar facilități și nu doar cunoașterea unor locuri extraordinare, ci de le oferi și o altă perspectivă din punct de vedere religios, istoric, pe care nu întâlnesc fiecare stațiune are specific cu ei și am văzut că inclusiv trasee vă străduiți să oferiți altceva. Sigur, sigur că da. Pe lângă infrastructura stradală care s-a modernizat, infrastructura rețelei de apă și canalizare, am avut proiecte de fonduri europene pe care le-am tot amintit în emisiunea dumneavoastră. Lucrăm în momentul de față la un proiect pe care îl vom depune pe fondurile europene, pe program operațional regional, un proiect ce vizează modernizarea drumurilor de legătură către localitățile componente, unde avem obiective istorice, Băschitul, Bradu, Mănăstirea Comanca. Un alt obiectiv important este în stațiune, Bisericuța de Lemn a lui Ihorea, dar și Schitul Iezer, Pahomnie, ce atrag an de an turiști și, practic, se observă o dezvoltare a turismului monahal. Suntem la poalele munților Căpățânii, capăt de drum național. Aerul este ozonat, ce asigură refacerea organismului. Avem, de asemenea, trasee pe care se pot desfășura activități de alpinism. Avem înființat un serviciu în cadrul Consiliului Local, serviciu de salvamont, și mulțumesc domnului Andreescu Marcel pe această care un băiat extraordinar care s-a implicat, a desfășurat activități și a vizat semnalizarea traseelor, trasee către Piatra Scrisă, către mănăstiri, sunt anumite obiective, peșteri care să pot vizita și au fost semnalizate corespunzător ca omul să nu ajungă într-o situație în care să nu se mai poate ajungă, dar evite să mai se și întoarcă. Domnule primar, Olănești pe drumul cel bun, dacă e să mă gândesc la faptul că acum câțiva ani turistul care venea în Olănești trăia cu impresia că se află în plin război. Șanțurile, străzile, deci era o întreagă debandadă într-o stațiune care și-ar fi dorit să atragă turiști. S-a terminat cu alimentarea cu apă și cu canalizarea, aproape s-au terminat și asfaltările, doar răutăcios să fii, nu vezi că lucrurile sunt în transformare într-o stațiune ca a noastră. Or mai fi multe de făcut, nimic de spus, și locuitorii, dar cred că și dumneavoastră aveți niște pretenții mai mari în a oferi tot ce e mai bun locuitorilor. Sigur că da. Pot să vă spun că în momentul de față avem o opțiune de finanțare pentru un proiect ce vizează modernizarea parcului central, parcului Unirii din stațiune, un proiect prin program operațional regional și axa 7.1 prin turism, un proiect ce va cuprinde refacerea, modernizarea acestui parc, dotarea acestuia cu o fântână muzicală luminoasă, se va moderniza aleile de centrale, se vor instala locuri de joacă pentru copii, se va planta gazonă natural, instalații pentru irigat, cișmele cu apă potabilă, iazul care este în interior va fi modernizat și dotat. Vom instala un panou automatizat cu tot ceea ce înseamnă informații despre specificul stațiunii, un ceas floral, plante, arboști, se va crea un ambient plăcut ca turistul și locuitorii din Olănești să vină cu drag și să simtă bine. Când ar urma să înceapă investiția lucrările asta? Lucrările vor începe, cred că, de săptămâna viitoare. Suntem
am discutat cu constructorul, am instalat panoul cu titulatura proiectului și vom, pentru că finalizarea lui are termen iunie 2020. Ne vom mișca foarte, foarte rapid și cred că va ieși ceva. Nu de alta, dar vin zilele orașului și parcul trebuie să fie gata. Obligatoriu. Vom, zilele orașului, cred că vom și vom găsi o locație care să nu afecteze ceea ce construim ca gazon, ca plante, ca să creează o mică perturbare a ambientului. Dar este absolut necesară desfășurarea acestui eveniment, acestui festival care a atras an de an foarte mulți turiști. Și apropo de festival, înțeleg de la dumneavoastră, tot vorbind așa de-a lungul timpului, că agenda spectacolului în sine, cântăreții invitați, agenda în sine e făcută deseori de turiști care vă solicită, am vrea să-i vedem pe următorii. Da, încercăm an de an să aducem alții interpreți, venim cu alt genuri de muzică diversificate, ca să putem cuprinde toate solicitările. Și pe praful ăsta financiar, domnule primar, e destul de complicat, da, asigur, 3 zile de distracție. Am avut și 5 zile, dar facem toate eforturile ca să putem să contribuim și noi la dezvoltarea acestui segment de agrement, de divertisment. Aș vrea să vă mai punctez pe scurt lucrări pe care autoritatea publică locală le are în momentul de față în derulare și amintesc modernizarea, refacere strada Glodeanu din Odănești sat, lucrate componentă, se vor executa lucrări de modernizarea corpului drumului, balastare, dar și turnarea unui strat de beton. Rigolele vor fi de asemenea din beton, lucrări ce vor asigura un acces pietonal și auto în siguranță. Vom avea traversări, cămine pentru colectoare pentru preluarea apei, o stradă care a fost introdusă rețeaua de apă și canalizare, avem și gazul, nu mai vorbesc că era de mai mult de timp, dar avea nevoie de lucrarea aceasta, de modernizare. Suntem în plină desfășurare cu această lucrare. De asemenea, avem un proiect în parcul Parâng, zonă vis-a-vis de hotelul Parâng, unde am introdus o rețea de alimentare cu energie electrică, am instalat 30 de stâlpi ce vor crea un ambient plăcut, dar și o luminozitate corespunzătoare a zonei. Suntem în procedura de obținere a vizelor pentru o lucrare ce am obținut finanțarea pe fonduri alocate la guvern pentru calamități, pe stabilizare strada Iporești. Vă spun sincer că am avut mari probleme în aici. E o stradă care v-a scos pe realbi. Da, dacă vorbim de zona Mosoroasa, deja... De Iporești și Mosoroasa avem... Am avut lucrări, sau voi executa lucrări de stabilizare prin ANIF, dar aici, în strada Iporești, nu am putut să executăm lucrarea pe toată suprafața necesară, întrucât mare parte era proprietate privată. Vă spun sincer, aveam nevoie de expropiere, era o procedură foarte greoaie, dar nu asta a fost impedimentul, ci faptul că eu trebuia să expropiez o anumită suprafață și cetățenii din zonă nu pot să expropiez numai 500 de metri, are o fâșie de 1000 de metri. Trebuie să o expropiez pe toată. Ajungeam în situația în care am consultat și noi specialiști care vin în verificări la noi finanțe, curea de conturi, trebuie să justifici de ce ai expropiat o suprafață mai mare decât suprafața care e necesară pentru consolidare. Drept urmare, am refăcut proiectul și vom executa lucrarea de consolidare numai pe domeniul public. Va fi cu o valoare mai redusă, dar o vom executa. Suntem în faza de obținere a vizelor și vă spun sincer că din vară s-a modificat legislația și pentru obținerea vizului de la mediu necesită cam
trei luni de zile ca și timp, mediul această instituție transmite adrese către celelalte instituții, garda forestieră, culte, serviciul gospodării a apelor și alte instituții, obțin avizele, sunt anumiți pași pe care trebuie să îi respectăm și de aceea s-a întârziat într-o oarecare măsură, dar vom obține cel mai scurt timp și vom executa această lucrare pentru stabilizarea perimetrului. E o birocrație extraordinară în relațiile dintre instituțiile statului, între ele și dintre instituții și cetățeni. Exista o propunere mai veche a colegilor dumneavoastră primari ca măcar taxele la mediu, să spunem, sau în alte instituții publice să nu se mai încaseze, pentru că sunteți entități din cadrul acelui minister. Instituții publice. Așa este, dar vedeți că lângă această situație, plătim avizele necesare, dar faci memorie, faci o documentație tehnică acum, o depui la toate instituțiile și aștepți avizul. Avizul poate să ți-l dea ori în câteva zile, ori în 30 de zile, dar n-am avut probleme și s-au rezolvat, dar e și procedură tehnică. În 10 zile sunt cu etape de încadrare la mediu. Da, ne descurcăm. Pot să vă mai spun că am eliberat certificatul de urbanism și obținem avizele pentru alimentarea cu apă din Cheia. Avem o porțiune 300 de metri pe care vom introduce rețeaua de apă. Este ca o întregire a rețelei din strada Cheia, întrucât prin post mediu această porțiune a rămas fără apă. Lucrăm la avize, cetățenii din zonă sunt în așteptare, probabil că tot așteptând s-au gândit că nici nu se mai face, dar e sigur că se lucrează, e această procedură de obținere a avizelor. Avem o problemă pe care o pot ridica pe această cale, dar am spus-o de mai multe ori, proiectul ce a vizat conectarea 100% a localității la rețeaua de apă și canalizare este într-un impas în momentul de față. S-au început lucrările de către o firmă, firma a intrat în insolvență, au rămas lucrări nefinalizate și sunt în imposibilitatea ca autoritatea publică locală să le continue, pentru că nu are forța necesară. Vorbim de 2 milioane de euro, Societatea Apa Vilă. De asemenea, pentru că este un proiect ce a vizat mai multe localități și sunt milioane de euro în fiecare localitate și se lucrează pentru depunerea acestui proiect, o altă axă de finanțare, dar cetățeanul are de suferit și îmi cer scuze pe această cale, nu pot să intervin pentru a finaliza cât mai rapid această lucrare ce vizează atât rețeaua de apă cât și de canalizare. Strada a fost spartă, s-a introdus parțial, nu s-au făcut probele, acoperim cu macadam zonele afectate, dar vine sezonul de iarnă și clar va fi un disconfort major pentru circulația auto și pietonală. Am discutat cu domnul președinte și mulțumesc al Consiliului Județean, ne sprijină în toate acțiunile pe care le facem, de asemenea cu domnul director de la Pavil, și obligatoriu trebuie să găsim cât mai rapid o finanțare pentru terminarea acestor lucrări absolut necesare. Apropo de apă, cum e lucrurile în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Pavulcea, domnule primar? Din punctul dumneavoastră de vedere. Zic, merg bine. Clar, noi am fost incluși în prima parte, am avut un proiect de extindere și reabilitare rețelei de apă și apă uzată de 15 milioane de euro, prin care am construit o stație de epurare, modernizarea stației de captare, de tratare și 17 km de rețea de apă. S-a finalizat, acum suntem pe conectare. Am obținut finanțarea, bani pe care nu îi puteam obține niciodată fără acest organism, fără Consiliul Județean, fără operatorul unic APAVIL, că puteți discuția între APAVIL și ACPANIM. Avem această problemă cu proiectul de conectare situată, sper că se va finaliza. Clar că sunt anumite localități care sunt în așteptare, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Și primar, nemulțumiți că doar cotizează la Vadia Pavâncea? Care cotizează,
lucrurile merg, dar nu așa cum ne-am fi dorit noi. E și procedura legislativă, sunt și multe solicitări, nu poți să faci un proiect să incluzi toate localitățile, 89 de localități, care sunt etape, nici nu ai posibilitatea din punct de vedere tehnic. Iar pe adi salubrizare? La disalubrizare lucrăm la un proiect în cel mai scurt timp. Cred că lucrurile vor intra în normal. S-au făcut pași, s-au făcut verificări și în cel mai scurt timp, clar, vom avea un serviciu de salubrizare unic în județul Vâlcea. Și pe finalul discuției noastre, domnule primar, am văzut că aveți un serviciu voluntar pentru situații de urgență situat în incinta primăriei Băile Orănești. Funcționează așa cum sigur vă doriți? Că da. Avem, vă mulțumesc că mi-ați spus această întrebare. Sunt oameni extraordinari, oameni care intervin cu tot curajul și entuziasmul, dar și profesionalism. Profesioniști care de fiecare dată nu au avut probleme în a stinge un incendiu, intervenim, vă spun sincer, și în localitățile vecine, Păușești. Am intervenit în zonele de munte, incendii, oameni care pot spune că la un moment dat și-au riscat și viața, pe scări, pe clădiri care oricând puteau să se prăbușească, dar nu au ținut cont, avem un echipament specific, dar fără dăruire, fără curaj și fără dragostea de a face ceva util și responsabil pentru cetățenii, practic nu poți să reușești. Domnule primar, v-aș fi întrebat eu despre politică, dar ne aflăm în plină campanie electorală și nu vreau să ne acuze o parte sau cealaltă de partizanat. Vă mulțumesc mult de tot pentru discuție, vă doresc succes, rămânem ancorați în treburile administrației publice locale, de altfel, din punctul meu de vedere, primarii ar trebui 4 ani de zile să-și piardă culoarea politică, urmând ca doar la alegeri să fie sub flamura unui partid. Vă mulțumesc mult și eu și, într-adevăr, nu ținem cont de coloratura politică, trebuie să ajuți cetățeanul și să faci tot ceea ce este posibil ca societatea, ca localitatea în care îți desfășori activitatea să se dezvolte.